Să ne înțelegem. N-am făcut niciodată paste de la zero cu aluat făcut în casă. M-am gândit eu că trebuie să fie o mare incinerie și nici măcar nu mi-am bătut capul. Dar, de dragul deserturilor, am zis că merită efortul și până la urmă n-a fost mare sfârială. Astăzi, pe scurt, ravioli cu mango și coriandru. Dacă ar fi să nu fac economie la cuvinte, zic așa: ravioli umplut cu sfere de mango, înghețată de mango, un sos pesto de coriandru ușor caramelizat și ceva migdale prăjite. Enjoy! Amestecați cuburile de mango congelat cu laptele condensat, sarea și tonca răzuită și dați la blender până obțineți o consistență cremoasă. Transferați într-un recipient care se închide ermetic și congelați 3 ore. Amestecați frunzele de coriandru cu migdalele, cuburile de gheață și uleiul de măsline și dați la blender până obțineți o pastă. Păstrați la frigider. Am folosit un mixer electric, dar aluatul poate fi făcut și manual. Așadar, amestecați făina cernută cu sarea, gălbenușurile și 10 grame de pesto și mixați până aproape se formează o bilă. Înveliți aluatul în folie alimentară și păstrați-l la frigider 3 ore. Folosiți o linguriță pentru pepene și scobiți 15-20 de sfere de mango și amestecați-le cu 15 grame de zahăr și 10 grame de pesto. Păstrați la frigider. Întindeți aluatul de paste la o grosime de 1 mm. Tăiați discuri de 10 cm diametru. Repetați procesul cu restul de aluat și păstrați discurile la frigider 30 de minute. Umeziți marginile cu puțină apă. Așezați în mijloc 2-3 sfere de mango cu pesto. Împăturiți o treime din suprafața discului și presați marginile pentru a se lipi bine. Apoi faceți încă 2 colțuri pe care să le uniți în mijloc. Păstrați la frigider 30 de minute. Puneți apa la fiert și adăugați 10 grame de zahăr. Fierbeți ravioli până se ridică la suprafață, aproximativ 4-5 minute. Scurgeți-i de apă. Păstrați 2-3 linguri din apa în care au fiert. Într-o tigaie, adăugați 20 de grame de pesto, 10 grame de zahăr, apa în care au fiert și ravioli. Gătiți la foc mediu 2-3 minute până când raviolii se caramelizează ușor. Pentru plating, am ales să adaug mango proaspăt, 3 ravioli, piure de mango făcut doar din mango proaspăt dat la blender, sosul acela caramelizat rămas în tigaie, migdale prăjite și înghețată de mango.
Asta a fost, chiar sper să îl încercați acasă, nu e mare filozofie și după cum ați văzut, nu aveți nevoie de o mașină de făcut a lua de paste. Ce ajută în schimb și chiar vă ușurează munca este timpul de lăsat la rece, care ar trebui să fie de minim 3 ore. Pe curând, I bake you!